Azi dimineață în localitatea Olmeni, la trecerea de nivel cu calea ferată, a avut loc un accident de circulație. O mașină a fost lovită de tren. La fața locului, polițiștii au constatat faptul că trenul a surprins un autoturism condus de către o femeie de 42 de ani din Someșul În urma accidentului, conducătoarea auto a refuzat transportul la spital, iar pasagerul, un bărbat de 68 de ani, a fost dus la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Casa Județeană de Pensii Maramureș informează că a fost alocată o nouă serie de bilete de tratament balnear, Seria A6, cu începere din data de 9 respectiv 10 iunie 2021, în funcție de stațiune. Pentru această serie județului Maramureș i-au fost repartizate 200 de bilete, din care mai sunt disponibile 20 de locuri în stațiunea Bizușa, 9 la Muneasa, 2 la Govora și câte unul la Buziaș și Olănești. Astăzi s-a dat startul programului Litoralul pentru toți 2021. Tarifele pornesc de la 40 de lei pe noapte și sunt valabile până pe 20 iunie, când practic debutează sezonul estival. Până în prezent, un număr de 54 de hoteluri din toate stațiunile de pe litoralul românesc al Mării Negre s-au înscris în acest program, punând la dispoziția turiștilor aproximativ 4000 de locuri de cazare pe noapte. Programul Litoralul pentru toți a ajuns la 38-a ediție.